Timp de 5 zile în cadrul FILIT vor avea loc 10 de evenimente într-o gamă largă de manifestări, întâlniri literare cu vedete ale scenei literare mondiale, nopți albe ale poeziei și muzicii, ateliere și mese rotunde profesionale, concerte, lectură, expoziții și întâlniri artistice. Copiii vor avea parte de un eveniment numit Casa Copilăriei, unde se vor întâlni cu scriitori care le-au pregătit o mulțime de povești. Casa Copilăriei e un program care l-am început acum 2 ani, dezvoltarea filitului. Ne-am gândit să diversificăm și pe area literaturii pentru copii. Ne-am bucurat chiar de la prima ediție de un succes teribil. Proiectul e în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Palatul Copiilor de aici din Iași. Faptul că pot întâlni un scriitor care scrie literatură pentru copii, dar scriitori, cum să spun, care sunt și de ficțiune clasică foarte cunoscuți, adică acolo au fost nume mari. Uite, anul ăsta o să fie Matei Vișnie, care e un dramaturg celebru în toată lumea, nu numai în România, e și un prozator cunoscut. Iată, noi a acceptat provocarea pe care o facem noi anul ăsta. Provocarea care au lansat-o anul acesta cei de la FILIT o reprezintă o colecție scrisă de 5 volume a unor povești de Ion Creangă sub numele de Creangă 2.0. Pentru cele 5 zile de festival 26 octombrie, să lansăm câte o carte, o continuare la o poveste de Ion Creangă. În fiecare zi, la ora 12, 26 miercuri până duminică, la Palatul Copiilor, vorbim de câte o carte din Creangă 2.0, din colecția Creangă 2.0. Matei Vișnie, care a scris Capra cu Trăiesc 2.0, Ivan Turbincă a scris Alexandru Vaculovski, Lavinia Braniște, Punguța cu doi bani, Veronica Niculescu, Harap alb și Bogdan Stănescu, Prostia omenească. Evenimentul Casa Copilăriei se va desfășura în fiecare zi a festivalului de pe 2 până pe 6 octombrie în intervalul orar 12-14 la Palatul Copiilor. Invitați vor fi Cristina Andone, Veronica Niculescu, Lavinia Braniște, Matei Vișnie și Alexandru Vaculovski. Aceste evenimente sunt organizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași.